Sponsorul emisiunii Tableta de Sănătate este Centrul Medical Prima Clinic din Craiova. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în platoul nostru. În această dimineață se află domnul dr. Filip George Boeru, medic specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine ați revenit, domnule doctor! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am ales ca temă tratamentul ortodontic la adulți. Se pot trata adulții? Se mai mișcă dinții la o persoană care a încheiat perioada de creștere? Păi, haideți să ne gândim împreună cu acesta. Ce înseamnă adult din punct de vedere ortodontic, în primul rând? Adult înseamnă o persoană care a încheiat creșterea. Și să știți că creșterea nu se încheie atunci când s-a încheiat creșterea înălțime, de exemplu, care este cea mai evidentă. De exemplu, maxilarul la o domnișoară își încheie creșterea în jurul vârstei de 11-12 ani. Este drept legat de începutul menstruației, are o legătură acest lucru. Deci, de la vârsta de 13 ani, să zicem, o domnișoară, din punct de vedere ortodontic, poate fi considerată adult. Își mai poate îndrepta dinții? Cu siguranță. Pe de altă parte, dacă ne gândim la o altă categorie de adulți, și mă refer la cei cu o vârstă mai înaintată, 40-50 de ani, probabil că marea majoritate a telespectatorilor știu că dacă s-a extras un dinte, dinții vecini încep să plece către zona respectivă. Fie să se aplece, fie cel de sus să coboare, ceea ce înseamnă că dinții au potențial de a fi mișcați. Dinții nu sunt efectiv lipiți în os. Dinții sunt legați de os printr-un sistem de ligamente, un sistem de elastice, la fel cum avem la genunchi, la cot. Și dinții, efectiv, trăgând de aceste ligamente, are loc un proces de apoziție, adică de depuneri, sau de rezorpție osoasă, adică de dispariție osului în direcția de deplasare, în așa fel încât ei pot fi deplasați indiferent de vârstă. Pot să spun cu certitudine că cea mai în vârstă pacienta mea a avut 76 de ani, cu un tonus de viață extraordinar, cu dorință, cu motivație puternică. La finalul tratamentului îmi spune că o să trimită și pe nepoata dânsei. E o satisfacție deosebită lucrul ăsta. Și s-au putut obține corecțiile dorite? Sigur, acum. Noi trebuie să fim raționali și trebuie să gândim în sens de beneficiu contra risc. Și anume, nu mai obții tot ce obții la un copil de 12 ani. Dar lucrurile pot fi îmbunătățite semnificativ. Care sunt pacienții care caută acest tratament ortodontic? Pacienții adulți, în principiu, așa cum spuneam, pot fi împărțiți în adulții tineri, asupra cărora nu s-a intervenit la momentul oportun, din diverse considerații. Fie nu au fost ghidați de un medic stomatolog, fie nu au știut, fie nu și-au dorit. Și-au ajuns la vârsta adultă, dar își doresc acum și au o motivație în momentul de față. Aceasta ar fi o categorie. O altă categorie este cea pe care medicul ortodont o recomandă să aibă răbdare până la perioada de vârstă adultă. Este cazul pacienților acolo unde anomalia, pentru că noi așa le numim, nu bol, ci anomalii, anomalia scheletală, adică osului în care stau dinții, este atât de gravă încât va necesita și intervenția chirurgicală. Și pentru că nu poți să știi exact evoluția osului, cât va mai crește osul, când nu, aștepți să se încheie perioada de creștere și apoi este corectat din punct de vedere chirurgical și din punct de vedere ortodontic. Deci aceasta ar fi a doua categorie. O altă categorie de pacienți adulți care caută serviciile de ortodonție sunt pacienții care au nevoie ca tratament complementar, adjuvant. Adică sunt pacienții care merg la stomatolog pentru o problemă aparent minoră și își dau seama că nu pot să o rezolvă. De exemplu, știu că și-au pierdut un dinte, exact cum menționam și înainte, și vor să-și pună un implant. Și stomatologul le spune, nu pot să pun implant pentru că dinții vecini s-au aplecat către spațiul respectiv. Și atunci ne-l trimit nouă pacientul ca să repoziționăm corect dinții în așa fel încât să aibă loc să pună implantul corect. De asemenea, mai sunt pacienți asupra cărora o anomalie care n-a fost foarte gravă în tinerețe, în care pacientul zicea, domnule, avem dinții foarte frumoși, drepți, când zâmbeam era tot în regulă, scoate capul în urmă. Și anume, din cauza că forțele nu se transmit corect în mușcătură, după o perioadă începe să se piardă osul și atunci dinții încep să plece de pe pozițiile ideale. Și ajung pacienții la vârste de 50-60 de ani să se trezească că au spațieri mari între dinți despre care nu știau să le fi avut vreodată. Să vadă că sunt mobili, așa numiți pacienți de parodontologie. Și toate acestea ajung la noi la ortodont pentru a reface statusul care era în tinerețe la un moment dat. Deci acestea sunt categoriile de pacienți adulți, o plajă foarte largă, de la adulții foarte tineri până la pacienții vârstnici care au nevoie mai mult ca un tratament complementar de medicul ortodont. Există și pacienți pentru care nu se mai poate face nimic?
Uite, asta e o binecuvântare a specialității mele. Eu nu pot să-i spun unui pacient, pentru tine nu se mai poate face nimic. Tot timpul se poate face ceva mai bine. Dar eu am discuție cu pacienții de foarte multe ori și cântărim împreună avantajele. La un moment dat, poate nu merită financiar, din punct de vedere al timpului, investiția într-un tratament ortodontic. Investiție inclusiv emoțională, pentru că e o perioadă de timp. Și atunci preferăm să alegem o altă variantă. Dar nu există un așa zis, la tine nu se poate face nimic. Tot timpul se poate face ceva mai bine. Asta e binecuvântarea specialității. Diferă tratamentul ortodontic al adultului față de cel al copilului? Diferă foarte mult. Diferă odată din punct de vedere al omului care este lângă tine, pentru că poți să vorbești altfel cu el, poți să-i explice altfel etapele, poți să te înțelegi cu el către ce mergi, înțelege altfel. Pe de altă parte, să știți că tratamentul unui adult este mai dificil și nu atât pentru medic, cât pentru pacient. Pentru că omul acela a fost obișnuit cu un status, o viață, 20, 30, 40, 50 de ani. A fost obișnuit într-un anume fel și deodată simte că în gura sa este ceva nou, simte că mușcătura se modifică, simte că dinții se plimbă și nu are capacitatea să se adapteze la fel ca un copil. Deci asta ar fi partea de dificultate la un adult. Pe de altă parte, la un adult este marele avantaj că după o perioadă lungă în care a fost nemulțumit de ce a văzut, la final este mulțumit într-un final, să ajunge să fie bucuros și atunci satisfacția este mai mare. La un copil pe care l-ai luat spunându-i dacă nu faci tratament, o să ajungă să nu fie bine și ajunge la final să fie bine. Nu cunoaște partea neplăcută, pe când adultul a trăit o parte mare de timp cu o senzație neplăcută, să-și acopere zâmbetul, să nu zâmbească larg și așa mai departe, să aibă probleme de mușcătură, probleme de articulații și la final, când lucrurile se rezolvă, are cu adevărat o mare satisfacție. De asta, personal, eu am o mare satisfacție să tratez adulți, pentru că schimbările pentru ei sunt într-adevăr semnificative. Există mai multe etape în tratamentul ortodontic. Ce se întâmplă la prima consultație? Prima consultație este o consultație informativă în care medicul intră în contact cu pacientul, pentru că pacientul vine pe un fond, fie trimis de medicul stomatolog care îi spune, uite, e o problemă, trebuie să o rezolvi, fie o dorință veche pe care știe că trebuie să o rezolve și trebuie ca medicul să interacționeze cu el în așa fel încât să descopere motivația și să-i spună care sunt problemele. La prima consultație însă trebuie să știe pacientul că nu pot fi rezolvate nici măcar în sensul unui diagnostic precis. Este un diagnostic prezumptiv, adică la ochi, să-l numim așa, nu este corect să pui un diagnostic. El trebuie pus pe baza unor măsurători. De aceea, la prima consultație, doar vedem în linii mari care este problema și ne gândim cum ar putea fi rezolvată. Lucrurile de precizie se vor face în etapele următoare, în care au loc toate măsurătorile de radiografii, de poze, de mulaje. Puse cap la cap, o să avem diagnosticul final, iar medicul trebuie să facă apoi tratamentul pe etape. Ce se întâmplă în fiecare etapă? Dacă trebuie să ajungă la un stomatolog sau nu? Sau la un alt specialist de chirurgie, de parodontologie? Depinde de ce este cazul. Deci, numai după ce avem un plan de tratament, asta implică 2 sau 3 ședințe, putem ști în ce direcție mergem cu exactitate. Cum alegeți tipul de aparat pe care îl aplicați? Sunt 2 considerente. Unul medical și unul de dorință personală a pacientului, pentru că pacientul adult, vă dați seama, că își dorește ca tratamentul să fie cât mai puțin vizibil. Și atunci își dorește un aparat cu aspect mai estetic, un aparat transparent, dacă se poate, pe interior. Dar, în primul rând, trebuie să ținem cont că este un tratament medical. Și astfel, după ce am încheiat etapa de diagnosticare și etapa în care vom avea planul de tratament, alegem aparatul din punct de vedere medical. Asta nu-l influențează pe pacient. Alegerea aceasta implică ce unghiuri să aibă brecheții, ce poziție, mai sus, mai jos pe dinți, ce sârme se vor folosi, dacă e cazul de toți dinții sau mai puțin dinți implicați în tratamentul activ. După care, discuția cu pacientul îi se prezintă ce avantaje are fiecare aparat. Vă spuneam, de exemplu, că sunt aparate clasice, aparate metalice sau aparate mai estetice care sunt transparente, dar tot vizibile. Sau aparate care se montează pe interior. Nimic însă pe lume nu este numai plin de avantaje. Și atunci, el, pacientul, să știe ce avantaje are la fiecare tip de aparat, că fiecare are avantajele sale, ce dezavantaje este la fiecare și să aleagă în consecință de cauză. Pacienții adulți este drept că aleg în special aparatele care generează un tratament mai rapid,
pentru că există posibilitatea unor aparate mai, ceva mai rapide și în același timp, dacă se poate, cât mai estetic. Fie un brechet mai micuț, fie un brechet transparent, fie, v-am spus, pe interior, pe, spre limbă, care nu, să nu se vadă deloc. Noi am pregătit imagini pe care telespectatorii noștri o să le vadă imediat. Trebuie să spunem că în toate imaginile este vorba de același pacient pe care l-am urmărit timp de un an trecând prin etapele de care dumneavoastră ați vorbit. O parte dintre ele le-ați spus. Vă rog frumos să vedem imaginile. Iar pe dumneavoastră o să vă rog să ne spuneți ce tip de brecheți ați folosit, ce probleme avea persoana respectivă și de ce a apelat la purtarea unui aparat dentar. Sigur. În cazul de față s-au ales un tip de brecheți metalici, clasici, de dimensiuni însă foarte reduse, în așa fel încât să fie mai puțin vizibil. Motivul pentru care s-a ales și a fost necesar un tratament ortodontic a constat în special în ideea protecției parodontale. Și anume, pacientul de față, datorită incongruențelor, adică datorită faptului că dinții erau înghesuiți, începuse deja să aibă afectare parodontală. Acolo unde dinții sunt suprapuși, este evident că osul nu poate să fie la dimensiunile corecte. Din motivul acesta, în timp, osul acela este afectat și începe să se retragă, retrăgând cu sine și gingiile. Pacientul de față, adult fiind, avea această problemă din cauza înghesuirilor, așa cum am menționat, și am hotărât să facem un tratament deosebit de modern, care să implice atât parte de tratament ortodontic, cât și parte de chirurgicală. De exemplu, în imaginile pe care le observăm acum, sunt imaginile tipice pentru aplicarea unui aparat de felul acesta, unui aparat clasic metalic, în care se prepară dinții, se igienizează, cum am văzut anterior, se igienizează fiecare dinte, după care se prepară dintele cu substanțe speciale, în așa fel încât ceva metalic să poată fi lipit pe suprafața sa, se poziționează fiecare brechet pe locul ideal, după care cu lampa aceasta cu ultraviolete se întărește adezivul cu care se lipește, în așa fel încât ei să rămână pe o perioadă cât mai lungă, bine lipiți, fără nicio problemă. Este o perioadă cam de o oră în care se lipește aparatul ortodontic. Nu reprezintă o dificultate pentru pacient, pentru că doar că stă cu gura deschisă, dar în rest sunt manopere non-invazive, totul se lipește la exterior, ne reprezentând practic nicio durere sau disconfort. Vă spuneam că în cazul acesta, pacientul a fost trimis de către medicul stomatolog pentru a preveni continuarea bolii parodontale. În ceea ce privește etapele, cum discutam înainte, este important ca să se măsoare cu atenție și în cazul pacientului acesta, datorită faptului că mușcătura pe zonele laterale era una corectă, chiar uite aici analizam mușcătura, datorită faptului că mușcătura era una corectă, am luat hotărârea ca să nu se extragă dinți, chiar dacă restul erau înghesuiți. Și practic spațiul pe care îl aveam nevoie să îl folosim prin adiția de os, adică să punem niște os suplimentar, iar dinții să se ducă pe poziția respectivă unde am depus osul. Nu era ideal să scoatem dinți pentru că la un pacient adult, trecut, să zicem, de vârsta de 30 de ani, în momentul în care scoți dinții, există riscul ca buzele să se aplatizeze. Și din acest motiv noi am fost foarte atenți să alegem ca fața pacientului să rămână la standardul pe care îl are și să rămână, din contră, într-un regim foarte corect și așa cum este ideal. După ce s-au aplicat brecheții, se aplică sârma aceasta ortodontică pe care noi o numim arc. Ea este cea care generează forțele, ea este cea care practic trage de dinți spre ideal, spre poziția ideală, pentru că ea are o conformație ideală, aleasă pentru pacient în funcție de dimensiunea la care vrem să ajungem, iar legătura dintre arcul acesta ortodontic și dinte se face, după cum observăm, printr-un elastic, în cazul de față. Se poate face fie cu o altă sârmulită sau, la anumiți brecheți ceva mai modern, se poate face cu o clapetă de titan. La finalul aplicării aparatului, de cele mai multe ori aplicăm și laserul pe structura osoasă,
Laserul reprezintă o metodă modernă prin care scade sensibilitatea pacientului, pentru că în primele etape, când dinții încep să plece, se generează o inflamație în zona respectivă, iar prin laser inflamația respectivă scade. Și felul ăsta pacientul nu resimte durerea așa de tare, ci mult redusă. Se reduce la mai mult de jumătate dacă aplicăm laserul. Probabil simte că se mișcă dinții într-o parte sau că acea sârmuliță trage cumva de ei. Exact. Haideți să vă explic puțin mecanismul din spate, pentru că asta este foarte interesant. De ce apare un pic de durere în primele etape? În momentul în care tragem de dinte către o direcție, dintele către peretele osos respectiv, că se duce către o zonă de os, nu mai lasă să circule bine sângele. Și nemai circulând bine sângele, acolo apare o mică zonă de necroză, adică zona aceea nu mai este irigată corespunzător. Și încep să vină anumite elemente normale din sânge care să digere zona aceea, să, de exemplu macrofagele, să digere zona aceea. Așa apare inflamația din cauza acestei situații și de asta apare un pic de durere. După perioada de început, însă, lucrurile merg foarte line, mai fiind problema aceasta. Deci e vorba de, în funcție de caz, de tip de aparat, să zicem între 3 zile și 2 săptămâni de disconfort. Ce implică tratamentul ortodontic al adultului? Implică niște reguli speciale, o prezentare periodică la cabinet pentru a vedea evoluția? Hai să le împărțim. Cred că din punct de vedere al pacientului, că asta e foarte important, și o să specific și câteva lucruri din punct de vedere al medicului. Din punct de vedere al pacientului, implică o igienă foarte riguroasă. Pentru că pe brecheți, peste tot, încep să se agațe alimente, vă dați seama. Și asta, dacă noi vrem să protejăm parodonțiul, adică gingiile, și rămân resturi, nu rezolvăm nimic. Deci trebuie o igienă foarte bine efectuată, constant, mereu. Apoi, pacientul trebuie să vină la consultații periodice. Aparatul nu lucrează de unul singur, medicul lucrează. Aparatul transmite informația către dinți, informația pe care o generează medicul. De asta, controlele sunt între 3 săptămâni și 5 săptămâni, în general cam la 4 săptămâni. Este important ca să fie în succesiunea aceasta, pentru că aparatul nu trage mai mult de 3 săptămâni, după care rămâne o perioadă de aproximativ o săptămână de consolidare și din nou necesară o nouă activare ca dinții să se ducă mai departe. Dacă se blochează și reintervii, să zicem, peste 2-3 luni, apare iar senzația aceea de disconfort de care vorbeam, pentru că ei au ajuns la un anumit nivel. Deci, igienă foarte bună, consultații periodice, o anumită atenție pentru evitarea anumitor alimente dure, pentru a menține brecheții pe poziție. În general se dezlipesc rar, dacă sunt lipiți cu un adeziv foarte bun, adică ce înseamnă rar? În decurs de un tratament 2-3 este normal, nu mai mult de atât. Sunt mulți pacienți care termină fără niciun brechet sau cel mult un brechet. Depinde de atenție, depinde de cum sunt obișnuiți să se alimenteze. Deci sunt lucruri pe care eu le-aș numi de bun simț și de rigurozitate. Igienă, seriozitate în întâlnirea cu medicul, atenție la alimente și la lucruri care pot să, de exemplu, guma, poate să rămână printre brecheți. Nu este ușor pentru un pacient care are aparat să consume gumă de mestecat. În rest, nu sunt, din punct de vedere al pacientului, nu sunt lucruri foarte dificile. Acum, din punct de vedere al medicului, că precizasem și lucrul ăsta, devine dificil, pentru că trebuie să-și construiască altfel forțele față de un copil. La un adult, culmea, om mai mare, forțe mai mici, la un copil poți să pui forțe mari. Ca să vă dați seama, între doi brecheți, pentru că e o suprafață mică, cu cea mai subțire sârmuliță sunt generate cam 180 de grame de forță, ceea ce e foarte mult. Și atunci trebuie să ai grijă cum legi, uite, inclusiv partea aceea care nu pare foarte dificilă de a lega sârma de brechet, trebuie să fie făcută într-un anumit fel, în așa fel încât forțele să scadă spre 60-50 de grame, să fie fiziologice. La un copil nu e problema asta. Pentru un copil la 170 de grame nu are nicio problemă. La un adult însă apar probleme dacă nu ești atent la lucrul ăsta. Până la lucrurile care țin de creștere, că vorbeam la început. Vă dați seama, neavând deloc creștere, dinții aceia când se îndreaptă, unde se duc? Au nevoie de spațiu. O altă planificare, adică total diferit, pentru medic reprezintă o dificultate mai mare. În general, de exemplu, în clinicile mari din lumea aceasta, rezidenții încep să trateze primul an de rezidențiat copii. Un an jumate, copii, aparate mai simple, după care când ajung în anii final de rezidențiat, abia încep să lucreze la
pacienții adulți, iar în multe alte centre, pentru pacienții adulți îți trebuie competențe aparte, pentru că este într-adevăr un tratament care necesită cunoștințe de biomecanică serioasă, de fiziologie osoasă, deci este un tratament dificil. Dar asta ține de medic, pe pacient nu-l influențează. Există mai multe tipuri de tratament? Da, există. Există pentru că tratamentele le putem clasifica în funcție de ce obiective ne dorim. Așa cum spuneam la început, dacă ne dorim un obiectiv doar de a-l ajuta pe medicul stomatolog, acela e un tratament adjuvant. Deci un tratament care poate să dureze 5-6 luni. Este un tratament foarte simplu, nu trebuie să se vadă pe toți dinții, este pus doar pe zona unde sunt probleme, se face o construcție specială, se leagă dinții respectiv, se repoziționează, poate e nevoie de un mini-implant provizoriu pus, o mică ancoră care să ne ajute în construcția forțelor, sau alinia dinții pentru inserția, de exemplu, a implantului și pacientul a terminat cu noi. E un tratament simplu. Ca durată, ca sensibilitate, un tratament simplu. Este, pe de altă parte, tratament complex, în care medicul ortodont este centrul acțiunii, el gândește toate etapele de tratament de la început la final și el ține legătura cu stomatologul pentru rezolvarea diferitelor probleme de carii, fracturi dentare, lucrări care nu sunt bine adaptate și așa mai departe, cu parodontologul dacă sunt probleme de gingii, cu intervenții de decontaminare, de îndepărtare a plăcii bacteriene, cu medicul chirurg pentru că avem nevoie și de ajutorul lui, cum era în cazul pe care l-am văzut împreună, pentru necesarul unei adiții osoase, el trebuie să țină legătura, el face legătura în toată această echipă medicală și stabilește fiecare etapă de lucru. Acesta e un tratament complex. Și la un tratament complex, lucrurile se întind de la minim un an. Minim un an este un caz deosebit de fericit atunci când îl terminăm, până la 2-3 ani, depinde de obiective. În cazul pacientului pe care l-am văzut, tratamentul a fost foarte rapid. Un pacient compliant, fără probleme, în care s-au respectat etapele stabilite la început și într-un an de zile s-a finalizat cu succes tratamentul. A spus că uneori este nevoie de adiție de os, de membrană. Dumneavoastră, ca ortodont, participați la această intervenție? Particip pentru că vreau să mă asigur că se efectuează exact cum am gândit. Dar nu este obligatoriu ca medic ortodont să fie acolo. Eu particip pentru că îmi place să-mi documentez cazurile, să fac poze, să am evoluția exact. Dar repede, nu este obligatoriu. Asta este oarecum în sarcina medicului chirurg. Și dacă există o echipă sudată, n-are de ce să fie o problemă. În cazul pe care l-am văzut, am participat pentru că am vrut să mă asigur că sunt efectuate corect toate etapele. Ca apoi, știți ce se întâmplă? Pe mine mă interesează, atunci când coordonez o echipă de felul acesta, mă interesează ca la final, pentru că e responsabilitatea mea, pacientul să fie deosebit de mulțumit. Nu putem ști să zicem dacă la un moment dat, dintr-o greșeală medicală, fără nicio altă, să zicem, intenție, nu s-a efectuat ceva. Unde e toată vina? Nu e a medicului ortodont și de asta am ales să particip la intervențiile de felul acesta. Și ne-ați oferit și nouă câteva imagini de la acea intervenție. Eu am să-i rog pe colegii mei să vedem al doilea set de imagini pe care dumneavoastră o să le comentați și o să ne spuneți ce s-a întâmplat în cazul acestui pacient pe care, așa cum am spus mai devreme, noi l-am urmărit pe perioada unui an. Avem câteva imagini în care au fost preparat osul, cum am văzut, membranele necesare pentru protecția osului și în cazul de față s-au dat gingiile la o parte, s-a secționat între fiecare dinte foarte ușor, după care s-a făcut adiția de os necesară și la final au fost aplicate membranele care au fost făcute din plasma pacientului, adică i s-a recoltat pacientului sânge, s-a centrifugat, s-a obținut membranele acelea care sunt cele mai fiziologice pentru că sunt chiar ale pacientului practic, făcute atunci pe loc în decurs de o jumătate de oră și se aplică pentru ca osul respectiv să se integreze. Ce nu s-a văzut pe imagini și vreau să menționez, în etapa aceasta nu a fost o adiție simplă. Adiții se fac foarte des pentru implante, pentru a fost o etapă de corticotomie, adică fiecare dinte are o zonă de os în care este învelit. Corticotomia reprezintă secțiunea acestui os, adică fiecare dinte secționat cu osul propriu. În așa fel, atunci când dinții încep să se îndrepte, să plece osul fiecărui dinte cu el însuși, să zicem. S-a pus os suplimentar pentru că pacientul, dacă ne aducem aminte, avea un deficit de os pentru că era un pacient parodontal și s-a adăugat os pentru ca să fim siguri că avem la final suficient de mult os.
Practic, prin intervenția aceasta de corticotomie, ce se face? Pacientul adult, pe zona respectivă, devine pacient copil. Adică, prin secțiunea osului acela dur, devine un os moale care ne permite ca osul să se ducă unde se duc dinții. Și în felul acesta, nu riscăm ca ei, îndreptându-se și ajându-se corect, să plece cumva fără os, să se retragă gingiile. Deci, este un lucru prin care restabilim, să zicem, tinerețea pe zona respectivă. Și vă ajută și pe dumneavoastră să deplasați dinții mai ușor. Da, sigur, pentru că medicul chirurg face intervenția, pune gingiile la loc, lasă pacientul să se vindece, după care toată intervenția este tot a noastră, adică imediat încep să punem forțe un pic mai mari, începem să tragem, vedem cum pleacă dinții. Deci, practic, tot ce se face este pentru noi, pentru medicul ortodont. Deci este deosebit de important etapa aceasta în cazul de față pentru ca să ne permite inclusiv avansarea rapidă, pentru că în momentul în care osul acela este ușor secționat, imediat el pleacă și în același timp avansarea corectă, nu numai rapidă, că nu e interesat doar să terminăm într-un an cum a fost cazul de față, dar să terminăm cu dinții omului în gură și frumoși, aliniați și sănătoși. Și trebuie spus că tratamentul trebuie să se înceapă pe o structură sănătoasă. Da, asta este un deziderat absolut normal și absolut corect. Adică nu avem voie să începem până când structura nu e sănătoasă. Ce înseamnă structură sănătoasă? Înseamnă structură dentară, deci obligatoriu. Orice proces infecțios, orice carie, orice inflamație, orice durere a unui dinte trebuie eliminată. 1, 2, orice problemă parodontală, adică dacă este o infecție sau o inflamație activă, curge sânge din gingii, există tartușa, nu se poate începe tratament ortodontic, și structura osoasă. În etapa aceasta pe care am văzut-o, așa este normal medical, așa este corect protocolul de lucru, se aplică aparatul, dar forțele care se pun sunt aproape zero, după care are loc intervenția chirurgicală, cam la 2-3 săptămâni de la momentul în care s-a aplicat aparatul, după care vine pacientul înapoi, imediat la 2 săptămâni și încep să se aplice forțele de lucru. Deci, în cazul intervenției chirurgicale, este cea care restabilește sănătatea osoasă. Deci, când vorbim de dinte, gingie, os, trebuie să fie sănătoase la momentul în care lucrăm din punct de vedere ortodontic. Altfel, riscurile sunt foarte mari, inclusiv se poate merge până la pierderea dinților în timpul tratamentului. Aceste adiții se pot face pentru orice pacient care are nevoie? Acum, mai în măsură poate să fie medicul de chirurgie, dar ce se întâmplă? În principiu, adițiile se pot face, importante dacă ele și ajută, adică dacă țin. Pentru că am auzit de multe ori, spun, domnule, mi-am făcut adiții și iar a revenit la situația inițială. Nu s-a integrat adiția, osul respectiv nu m-a ajutat. Și trebuie gândit de ce. Fie dinții din zona aia sunt mobili. Ia gândiți-vă la o fractură. Se consolidează un os în care nu, o fractură în care nu pui gips sau nu pui o atelă și se mișcă mereu. Poate se consolideze, dar se consolidează greșit. Cam același lucru e și aici. Dacă dintele acela se mișcă în permanență, osul pe care îl pui tu nu se va lipi niciodată de el. De asta spun, adiția este doar o mică etapă în tratament, este o etapă importantă, dar este o etapă care trebuie făcută în legătură cu toate celelalte. În cazul unui pacient cu mobilitate dentară prima dată, bine, e mai mult de specialitate de parodontologie, dar ca idee, prima dată blochezi dinții să nu se mai miște, îi lipești de alți dinți, găsești soluții și apoi faci adiția, că altfel o faci degeaba, egal cu zero. Ați făcut o statistică sau există statistici care ne spun cât la sută dintre pacienții adulți au nevoie de aceste tratamente chirurgicale de adiție? Pot să vă spun ce este la mine în cabine. Deci, din pacienții adulți, undeva 10-15% au nevoie de adiții de felul acesta. Nu sunt mai des întâlnite pentru că nu că n-ar fi nevoie poate la mai mulți. Sau, ca să spun corect, 10-15% din pacienți fac adiția aceasta, poate ar avea nevoie 20%. Dar este o intervenție care totuși costă, se face în privat, implică niște costuri și un disconfort de o mică perioadă după intervenție. Dar a spus că are beneficii majore. Mari, mari, foarte mari. Și din motivul acesta, uneori pacientul zice, mai prefer să-mi scot niște dinți. Și aliniez dinții, deși s-ar fi putut și fără să scoți dinți. Deci, să zicem, necesar ar fi spre 20%, intervențiile se fac undeva în jur de 10-15%. Au acești pacienți niște caracteristici speciale? Da, aș numi
în ceea ce ne privește pacienții care au o mușcătură corectă, dar au dinți înghesuiți. Sunt candidații ideali pentru o astfel de intervenție. Pentru că dacă scoți dinți, e posibil ca să modifici și mușcătura. Și ca să nu intri într-un cerc vicios, adică nu poți să scoți doar un dinte. Scoți un dinte, îi deviezi pe toți în zona respectivă. Ce faci? Pierzi simetria. Atunci trebuie să scoți și pe partea cealaltă, ca să fie lucrurile simetrice, stânga-dreapta. Și începi să aliniezi dinții, dar nu mai mușcă bine. Și atunci ce faci? Scoți și jos. Și ajungi să scoți de la o incongruență care e undeva de 7 mm, adică dinții se suprapun cam 7 mm, să scoți 4 dinți. Și un dinte pe care îl scoți are 6-7 mm. Vă dați seama ce exces de spațiu. Prelungire de tratament și așa mai departe. Lucruri care aparent pot fi rezolvate printr-o astfel de intervenție, ce-i drept modernă, ce-i drept nu se știa foarte des, nu e foarte des întâlnită, pentru că ea a intrat în uzul general cam de prin 2010 la nivel mondial. Și atunci vorbesc uneori cu medicul chirurg și îmi spun, pe cum să fac adiții și să se mute dinții, că nu se mai integrează osul. De acord, dar se face adiție cu secțiunile acelea de os. Osul pleacă cu secțiunea lui cu tot. Deci, este o intervenție modernă care, într-adevăr, este benefică în anumite cazuri. Așa cum am spus, de exemplu, când este mușcătura foarte bine și vrei să menții statusul acesta. Deci este foarte importantă comunicarea dintre dumneavoastră, stomatolog și chirurg. E extraordinar. Ca peste tot, echipa medicală care hotărăște, care stabilește obiective, este deosebit de important să fie sudată, să gândească împreună cazurile, să vorbească despre ele. Mă gândeam în timp ce vorbeați, dacă o persoană alege să scoată mai mulți dinți și ulterior dumneavoastră îi aliniați perfect. Ce se întâmplă în timp? Pentru că rămân locurile acelea, este clar că nu mai pot fi completate cu altceva. Cazul pe care am văzut e un caz fericit. Știți de ce? Pentru că pacienta avea toți dinții în gură. Cu excepția molarelor de minte, dar zic că avea toți dinții în gură. E, câți pacienți adulți sunt așa? Foarte puțini. Vă spun, sunt o grămadă de copii care își pierd dinții de la vârste fragede, 8, 10, 12 ani. Deci sunt foarte puțini și atunci, având dinții, că un alt criteriu, având toți dinții în gură, e păcat să-i scoți tu dacă dinții sunt sănătoși. Dar la mulți pacienți adulți deja au 2, 3, 4 dinți pierduți și atunci ai deja spațiu de care vorbeam și poți să aliniezi. Referitor la ce m-ați întrebat dumneavoastră, momentul în care dintele se scoate la indicația ortodontului, spațiul acela va fi închis cu dinți proprii. Adică, din înghesuire. Din cât de înghesuiți sunt, ei îi deplasăm către spațiul respectiv și dinții încep să se ducă acolo, în așa fel încât la final nu va mai fi niciun spațiu. Dacă dinții nu sunt scoși la indicația ortodontului, adică ei sunt scoși cu ani mulți în urmă sau sunt niște dinți mari care s-au pierdut din cauza proceselor carioase sau sunt mai mulți dinți decât ar fi necesar. Evident că medicul nu poate să închidă un spațiu de 3 dinți lipsă. Vă dați seama și nici nu este normal că ce se întâmplă? Rămâne cu jumate de arcadă liberă, fără dinți. Deci, în cazul acela, medicul gândește care e poziția ideală a dintelui care a mai rămas, îl pune acolo și se face fie o lucrare, fie un implant pe lângă dintele acela. Deci este poziționat ideal, cum ne va ajuta cel mai mult în tratament și apoi intervenția stomatologului de reabilitare din punct de vedere protetic, adică să facă o lucrare. Pacienții care au implant dentar, pentru că ați pomenit de el, pot beneficia de tratament ortodontic? Sigur. Sigur, numai că trebuie să știm așa. Implantul este un șurub. Asta este el. Este un șurub înfiletat în os, care nu este legat de os, la fel cum este dintele, prin sistemul acela de elastice numit ligament. Și atunci, nefiind legat prin ligamente, implantul nu se va muta. Adică noi totul va trebui să gândim în jurul implantului. Implantul devine cel care ne ghidează. El nu putem să-l mutăm și atunci tot ce vom muta, vom muta de jur împrejurul lui. Există o intervenție prin care poate fi mutat, totuși, o intervenție asemănătoare corticotomie, adică se face o secțiune de jur împrejurul implantului și atunci poți să-l muți. Numai că de cele mai multe ori nu este indicat, numai dacă e pe o zonă estetică unde a fost poziționat greșit implantul și atunci facem intervenția, îl mutăm într-o zonă în care să fie estetic și să fie corect. Altfel, pe zone laterale, poate să ne ajute medicul stomatolog să mai micșoreze lucrarea pe care a făcut-o, să o mai lățească puțin și implantul rămâne pe poziție. Cum procedați cu pacienții care au lucrări, să spunem că au lucrări ceramice? Verific în primul rând să vedem care e statusul lucrării. Dacă este una corect adaptată,
Lucrările ceramice sunt un caz fericit pentru că lasă gingia să fie sănătoasă. Aplicăm direct pe lucrare. Chiar și în cazul acesta am avut și am aplicat direct pe lucrare. Este drept că nu se lipește atât de bine ca pe dinții naturali. Se lipește poate 80% din când se lipește pe dinții naturali. Dar aplicăm direct pe lucrare. Problema e când sunt lucrări de altă natură, deci nu cele ceramice, lucrări din acrilat, lucrări care dintr-un material moale, care se îmbibă cu salivă, după o perioadă începe să irite gingia. Lucrările acestea cam trebuie înlocuite cu niște lucrări provizorii care să reziste o perioadă cât va fi necesar în tratament, 2 ani să zicem, și după aia se fac niște lucrări ceramice de zircon, niște lucrări care să fie corect adaptate pentru gingie. Deci orice alegere până la urmă pe care o facem contează în timp. Contează, știți de ce? Pentru că este normal, lucrurile sunt legate. Chiar dacă noi lucrăm pe toți dinții, stomatologul lucrează doar pe cât un dinte individual, ne influențează foarte mult ceea ce el face. Ziceam de lucrările acestea. Păi, o lucrare care este dintr-un material mai slab calitativ și care nu se adaptează bine, dă niște probleme foarte mari la nivelul mucoasei gingivale, cu iritări, cu mari dificultăți. Și atunci când tu mai vrei să și muți dintele acela, că de asta îi pui aparat ca să-i mai muți dintele, tragi dintele printr-o zonă inflamată și atunci riscul cel mai mare este ca gingia să nu urmărească dintele care s-a mutat și vezi că apare o retracție. Deci, o chestie pe care poate nu pare atât de grav. Ce, domnule, e o lucrare pe care oricum o să o înlocuiesc. Nu, trebuie, din păcate, pentru pacient, că va trebui să plătească puțin în plus la stomatolog, trebuie făcut înainte, deci să fie de la început ceva sănătos. E, până la urmă, e principiul pe care l-am enunțat. Nu lucrăm pe o structură care nu este corectă, o structură care nu este sănătoasă. Ați vorbit mai devreme de tratamentul ortodontic complex. Are mai multe variante și acesta? Da, sigur. Sunt foarte multe variante. Deci, în specialitatea aceasta, să știți că nu există protocoale de genul vine un pacient cu vârsta de, cu problema asta, o rezolvi așa. Există o varietate foarte mare, pentru că individualitatea fiecăruia este deosebit de mare. Sunt foarte mulți pacienți, de exemplu, care se rezolvă doar între parodontolog și ortodont. Am avut de curând o pacientă cu niște incisivi centrali, deci dinții de sus, superior, de pe centru, care nu mai aveau os deloc, se mișcau foarte rău. Și atunci medicul parodontolog l-a trimis către noi cu rugămintea să-i extragem cu un aparat ușor, 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 în așa fel încât să tragă osul după ei. Intervenția aceasta a durat aproape un an, deci o perioadă relativ lungă, dar mergând cam cu o jumătate de milimetru pe lună, am reușit ca un os care era la nivelul aproape foselor nazale, aici sus se dusese, mergând foarte încet, pentru că dintele ăla mai avea poate un milimetru în os atât, mergând foarte încet să atragem după el osul, după care medicul a efectuat extracția și a putut să-și insere implantele. Deci o echipă mică de data aceasta, ortodont, parodontolog. În cazul pe care l-am văzut a fost nevoie de stomatolog, ortodont, chirurg. E foarte variabil. Tratamentul acesta complex de care vorbeam are ca scop la final reabilitarea totală, adică mușcătură, dinți drepți, protecție parodontală, lipsa altor procese carioase și așa mai departe, care implică pe colegul stomatolog. Deci, fiind un tratament mai complex, e normal să fie mult mai multe etape și nu neapărat mai lung, că în cazul de față a văzut, un an de zile a durat. Bănuiesc că printre primele întrebări care vi se pun de către un pacient nou este cât durează tratamentul. Exact aceasta este primul lucru. Nici nu începem să-l aplicăm și mă întreabă cât va dura. Nu există o regulă de timp. În general, după ce măsor cu atenție cazurile, pot să estimez cu un plus minus de 2-3 luni. Pentru că pe baza experiențelor anterioare, pe baza statusului pe care îl văd, în funcție de complexitatea cazului, estimăm, în funcție de etapele pe care le dorim, în funcție de aparat. Dar nu putem să... e un organism viu care implică oarecare marjă. În același timp, v-am spus, la un pacient cu care intervenția este minimă, durează 5 luni, până poate să fie 3 ani jumate un caz. Nu mai mult de 3 ani jumate. Din punctul meu de vedere și al Asociației Americane de Ortodonție, cazurile mai lungi de 3 ani jumate înseamnă că au avut prea multe obiective sau a apărut ceva pe parcurs în neregulă. În mod normal, în 3 ani jumate, cât de dificil e cazul, cam trebuie să fie gata, terminat. Deci, plaja mare, 5 luni, 3 ani jumate, între cele două. La prima consultație, spun pacientului, va dura în jur de. Se efectuează măsurătorile, sunt mai precis cu o marjă de 2 luni.
Vedem uneori oameni care au apelat la ortodont și au pus aparatul dentar, au brecheții pe dinți, dinții sunt perfect drepți. Dar cu toate acestea ne spun că mai trebuie să poarte un număr de luni acest aparat. De ce? Și de ce? Pentru că una este ceea ce vedem cu ochiul și una este ceea ce se întâmplă în nos. Adică dinții sunt drepți, dar poate rădăcinile nu sunt încă poziționate corect. Dinții se văd drepți pentru că, de ce să nu recunoaștem, se văd cei din față, cei 6, hai 8 dinți din față, aceia atrag atenția, sunt ăștia frumoși, pacientul zice, gata, am dinții frumoși. Dar ce se întâmplă în spate, adică cum este mușcător așa, acolo este de lucru, acolo se lucrează și de cele mai multe ori ăsta e motivul. Sunt rădăcini care trebuie poziționate corect, este vorba despre mușcătură care trebuie să fie funcțională cu ghidaje corecte, pentru că medicul încearcă să simuleze la un moment dat să vadă ce mișcare are pacientul atunci când mestecă ceva și vrea să vadă că dinții superiori cu dinții inferiori atunci când pacientul mestecă stau unde trebuie să stea, că cei care trebuie să intre în ghidaje, adică când faci stânga, când faci dreapta, sunt cei care trebuie să fie. De asta mai durează o perioadă tratamentul. Pe de altă parte, iarăși este important de știut că după ce s-a terminat ultima, să zicem, ultima deplasare a dintelui, este bine ca o perioadă de timp să rămână ca să se consolideze osul acolo. Și după este necesară contenția. Adică după ce a terminat este necesară contenția. Ce înseamnă contenția? Contenția reprezintă mijlocul acela prin care e un, să zicem, tot un aparat, dar un aparat care nu se mai vede, un aparat care fie o sârmuliță subțire lipită la interior, fie o gutieră pentru dinții superiori de cele mai multe ori, care să mențină pe termen lung. Adică pacientul a terminat tratamentul activ și acum el devine propriul medic, să spunem între ghilimele, și anume va trebui în fiecare seară să-și pună, de exemplu, gutiera, să vadă că dinții rămân pe poziția corectă. După o perioadă 3-4 luni în care a purtat gutiera așa, poate să o rărească o noapte, da, și una, nu? Ulterior, peste încă o perioadă, poate să mai rărească o noapte, văzând cum intră gutiera. Dacă intră pasiv, nu exercită forță strângă tare, să doară ceva excesiv, înseamnă că dinții rămân pe poziție și atunci el mai poate să mai sară peste o noapte. Dacă încă este disconfort sau încă apasă ceva, înseamnă că dinții încă au tendința să plece. Atunci trebuie purtată iarăși noapte de noapte. Deci aceasta este contenția, este cea care menține rezultatul după terminarea tratamentului. Iar pentru pacientul adult este important să precizăm că contenția trebuie să fie pentru totdeauna. Deci așa este normal, este un lucru pe care îl spun de la început pacienților. Oriunde se aude altceva pe internet, că știți, pe internet circulă și lucruri bune și mai puțin bune, sunt lucruri greșite. Deci, din punct de vedere al tuturor ortodonților mari din lumea aceasta, toate studiile spun că contenția trebuie să fie la un pacient adult pentru totdeauna. Dacă se vrea rezultatul final, adică rezultatul perfect. Dacă ne mulțumim cu mai puțin, că se mai strâmbă un dinte, mai rărim contenția, dar acum, dacă medicul termină într-un anumit status foarte bun, vă dați seama că și lui îi pare rău și probabil că și pacientul să pierde rezultatul acesta și atunci își poartă contenția, nefiind un lucru foarte dificil. O chestie de îngrijire, până la urmă, cum ne tăiem unghiile și așa mai departe, putem să purtăm și contenția de îngrijire personală. Care sunt beneficiile pentru sănătatea ale pacientului adult? În primul rând, ca să putem să ne gândim la beneficii, ar fi cazul să ne gândim de ce a venit. Adică dacă un pacient vine la noi pentru că are probleme de articulație și vin din ce în ce mai mulți oameni între 40 și 50 de ani, asta e perioada, cu dureri mari de cap și dureri în zona aceasta, în special a articulațiilor, unde sunt cele două balamale care deschid mandibula, pacienții aceștia, pentru ei beneficiul este că ele înlătură durerea și că pot să muște corect. Asta e un mare beneficiu pentru articulații. Un alt beneficiu este acela al protecției parodontale, deci dinții care sunt drepți, dinții aceia vor rezista în timp parodontal, adică gingiile se vor retrage mult, mult, mult mai greu. Deci, protecție parodontală. Un alt beneficiu este igienizarea dinților drepți, e mult mai ușor decât acelor strâmbi, oricât de mult ai încerca, ei fiind suprapuși între ei, n-ai cum să intri cu periuță. În 90% din cazurile dinților suprapuși, după ce ai îndreptat, descoperi că a fost o carie între ei. Pentru că nu ai cum să igienizezi. Deci, igienizarea și în felul acesta, să spunem, mult mai puține intervenții stomatologice. Deci, ăsta este un alt mare beneficiu.
Nu mai vorbesc de beneficiul din punct de vedere masticator, pentru că pacienții care au o ocluzie deficitară, adică care nu mușcă corect la începutul tratamentului, pe măsură ce dinții se poziționează corect, au o eficiență masticatorie mult mai bună, adică le e mai ușor să mănânce lucruri pe care înainte poate le evitau sau poate nu puteau. Aveam pacienți care, din cauza faptului că nu se suprapuneau bine dinții anteriori, nu puteau să muște din felia de pizza. Deci atât de mult. După tratament, lucrurile astea se schimbă. Și nu în ultimul rând, beneficiul estetic, adică e deosebit de important. Intervențiile acestea, să știți că schimbă vieți, adică asta e satisfacția meseriei mele, pentru că văd oameni care își schimbă foarte mult stilul de viață după tratamentul orton. Devin mult mai sociabil, ies mai mult, zâmbesc mai mult, devin alți oameni. Asta voiam să spun și eu, zâmbesc mai mult, văd și pe pagina dumneavoastră aceste zâmbete atât de frumoase la final de tratament și pentru că vorbim de final de tratament, o să-i rog pe colegii mei să vedem ultimul set de imagini, să vedem cum arată pacientul pe care noi l-am filmat în urmă cu un an, acum când și-a scos aparatul dentar. Sunt imaginile de final în care urmează îndepărtarea aparatului, în care avem deja dinții drepți, avem pe poziția pe care ne-am dorit-o. Sunt imagini cu modalitatea de a îndepărta, în care se aplică un clește special, iar brecheții sunt strânși în cleștele acesta. Fiind strânși, ei au o anumită elasticitate materialului respectiv și în felul ăsta aruncă adezivul de pe ei și sare în așa fel încât brechetul sare de pe dinte. După care urmează curățirea individuală a fiecărui dinte, adică fiecare dinte se ia cu un set special de freze, nu sunt frezele acelea clasice de stomatologie care se intre în dinte, sunt un set special și se ia cu vreo 3-4 freze la rând în funcție de tipul de adeziv, în așa fel încât la final să rămână smalțul pacientului intact. Se igienizează fiecare dinte în parte și, așa cum am spus, tot în această etapă se iau mulajele pentru final, să știm de unde am plecat și unde am ajuns, și se realizează contențiile, mijlocul acela de care vorbeam, care ne va menține rezultatul final. Procedura aceasta de îndepărtare a adezivului, să știți că este de durat, dacă vrei să nu se vadă nimic, este de durată, este minuțioasă, nu este dificilă pentru pacient, nu e nimic dureros, dar este pentru medic trebuie să fii deosebit de atent ca să nu intre cumva într-un loc în care nu e cazul și să genereze vă probleme pe smalț. De exemplu, la pacienta de aici, de pe scaun, s-a înlăturat deja aparatul superior, se înlătură și aparatul inferior în aceeași ședință, se curăță la final și cu niște paste abrazive speciale care să polișeze dintele, să fie o structură din nou lucioasă, iar pe interior, așa cum vom vedea, uite, se curăță dinții, urmează să se aplice contenția. Uitați dinții acum cât de drept sunt, dacă mai țineți minte cum arăta situația inițială, și în felul acesta aplicăm contenția. În cazul acesta, contenția inferioară este reprezentată de o sârmuliță foarte subțire care se aplică cu un adeziv special, adică se lipește direct pe dinte. O să vedeți probabil în imagini, deja uite, se lipește contenția cu aceeași lampă cu ultraviolete, uitați sârmulița de care vorbeam. Ea este ținută puțin în tensiune pentru ca să fie lipită foarte strâns pe fiecare dinte, iar grosimea ei trebuie să aibă undeva maxim 0,75 mm, adică să nu genereze disconfort limbii, să nu se simtă practic. După două zile pacientul uită că o are acolo. Ea are rolul să solidarizeze dinții, iar în cazul acesta, dacă vă aduceți aminte că tot vorbeam că e pacient cu probleme parodontale, în cazul acesta are rolul și de a-i solidariza din punct de vedere parodontal. Deci o dată că îi ține drept și apoi în secundar îi ajută la faptul că ei vor lucra împreună ca un tot unitar. Adică dinții aceștia vor avea o funcție comună, adică dacă mușcă pe unul, mușcă pe toți și în felul ăsta se protejează. Pozele de final, pentru că vrem să vedem unde am ajuns după 12 luni. Arcadele de început. Uitați cu dințișorii înghesuiți, suprapuși, uite cum erau cei inferiori frontali, ce suprapuși erau, măsurătorile care s-au efectuat în etapele inițiale. Evident că fiind adult sunt câteva lucrări pe care le-am luat în calcul și etapa finală cu dinții aliniați
Corect, uite, dinții inferiori care nu mai sunt înghesuiți și cu sârmulița lipită. Totuși, a fost destul de rapid acest tratament. A fost pentru că am avut parte de intervenții. Nu am lucrat singur, a fost intervenția chirurgicală, a fost un pacient compliant, adică un pacient cu care n-am avut probleme, nu s-au dezlipit brechet și a fost totul, a mers exact cum am planificat. Și atunci am terminat în timpul pe care ni l-am asumat de un an de zile, cu un rezultat foarte bun. Evident că dacă stăm să analizăm foarte, foarte minuțios, o să mai găsim mici lucruri care nu sunt perfecte. Dar la un adult la care dinții în sine nu mai sunt perfecți, că sunt cu lucrări și așa mai departe, nu ai cum să obții lucrul ăsta. Că pacienții vin și îmi spun, domne, vreau perfect. Sau mai văd titlul de la anumite cabinete, perfect dent sau... Nu există perfecțiune. Trebuie să fie funcțional și estetic. Funcțional adică să muște corect și să fie estetic, să se vadă frumos. Nu există perfecțiune pentru că perfect poate avem atunci când ne ies prima dată, dar după aia încep să apară probleme care odată ce ai o lucrare în gură, deja nu mai sunt perfecți, în punctul meu de vedere. Nu mai vorbim că se pot și ciobi în timp, adică... Exact, exact. Păi, la pacienții adulți nu cred că găsesc unul din 20 să nu aibă ciobiți dinții de sus. Nu cred. Și atunci, prin diverse artificii, adică mai subțiem din anumite zone, mai scoatem un pic un dinte mai mult, îi facem să nu se mai vadă ciobitura, dar ea există, deci nu sunt perfecți. Se văd bine, dar nu sunt perfecți. Au început să vină din ce în ce mai mulți pacienți adulți să apeleze la acest tratament? Da. Au înțeles beneficiile în timp? Sunt din ce în ce mai mulți, ceea ce înseamnă că nivelul de educație medicală crește, pentru că citeam un studiu și în Statele Unite sunt undeva spre 50%. La noi sunt în țară undeva în jur de 25%, noi în cabinet ne apropiem de 50% adulți, ceea ce înseamnă că oamenii încep să înțeleagă. Și asta contează foarte mult pentru că ei, în mod direct, e greu să aibă acces la informația ortodontică de calitate. Contează foarte mult ca stomatologul la care merg să fie informat corect, să-i trimită. Deci, din punctul acesta de vedere, consider că suntem pe un teren corect. Începe să fie din ce în ce mai bine. Este de apreciat. Este greu să alegeți cea mai bună variantă pentru pacient? Având în vedere că și acesta trebuie să-și dea accept. Da. Nu este greu, este o etapă în care trebuie să gândești. Eu cred că e expresia în engleză, think more, gândește mai mult and act less și acționează mai puțin. Cred că trebuie să gândim foarte mult. Adică mie un plan de felul acesta mi-a poate o oră jumate de gândit. De a lua în calcul toate situațiile care se pot întâmpla, pentru că ai făcut o decizie, ce urmează, ce se întâmplă, unde mergem, cum ajungem la final. Deci trebuie gândit până la final. Din motivul acesta, gândesc mai multe variante, fiecare cu consecințele și le discut cu pacientul. În cazul acesta am avut trei variante. Una cu extracții, care era cea mai la îndemână, dar nu obțineam cel mai bun rezultat. Una clasică în care făceam intervenția, lăsam să se ducă dinții pe poziții și urmau intervențiile ulterioare, dar rezultatul, că practic gingile se mai retrăgeau, urma să le ridice, nu putea fi estimat foarte corect. Și una, cea pe care am ales-o cu intervenții mai multe și la chirurg și la stomatolog și așa mai departe, pacientul a înțeles că este cel mai bine pentru el varianta aceasta, a ales varianta aceasta și am respectat în tocmai ceea ce am stabilit inițial. Deci probabil fiecare caz are particularitățile lui. Sunt cazuri care în 20 de minute ai făcut, ai măsurat, e totul gata. Sunt cazuri la care poate stai 2 ore să gândești cazul în sine. Este important, așa cum am spus, este o profesie de gândit. Nu rezolvă aparate, aparatele nu sunt o minune în sine, nu sunt ceva. Medicul trebuie să gândească, medicul trebuie să acționeze. Mai aud pacienți care vin și sunt supărați din alte zone sau și vorbesc cu ei și spun, sunt nemulțumit, n-a fost aparatul bun. Nu e vina aparatului, ci poate a fost o greșeală de gândire, pentru că niciodată nu e numai medicul vinovat când e ceva în neregulă. Cu siguranță a fost și o problemă, eu știu, poate pacientul nu a acceptat intervențiile. Deci sunt lucrurile undeva la mijloc. Ce vreau să spun este că, gândit corect, tratamentul acesta ajunge la beneficiile pe care le-am discutat, beneficii care sunt într-adevăr deosebite. Eu vă mulțumesc că în această dimineață ați fost prezent în platoul emisiunii Tableta de Sănătate și iată ne-ați explicat și exemplificat cu imagini etapele tratamentului ortodontic la adulți.
Și eu vă mulțumesc și cred că, și așa cum le spun de multe ori la pacienți, e important să aleagă drept. Vă mulțumesc frumos și vă mai aștept și în alte ediții ale emisiunii Tableta de Sănătate cu cazuri noi. Poate vorbim data viitoare mai mult despre copii. Sigur. Vă mulțumesc frumos. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc multă sănătate. La revedere! Sponsorul emisiunii Tableta de Sănătate este Centrul Medical Prima Clinic din Craiova.